Interviul de finanțare din perspectiva Factory este în primul rând o experiență. Este o experiență care înseamnă 45 de minute, în care noi vrem să te cunoaștem și vrei să ne cunoști și tu pe noi. Și o experiență pentru care recomandarea mea este să te pregătești și să ai o structură pe care o urmezi. O structură care, din punctul meu de vedere, ar trebui să bifeze câteva aspecte minime. În primul rând, aș recomanda să începi prin a te prezenta pe tine ca om, ca antreprenor și experiența pe care ai avut-o până acum. Indiferent că este sau nu corelată cu business-ul pe care îl începi, noi vrem să te cunoaștem pe tine și ce ai făcut până la momentul în care vii în interviul nostru. După care mi-aș dori să aflu despre tine ca antreprenor, ce vrei să faci, care este ideea pe care vrei să o aduci la lumină și cum te-ai gândit să o aduci tu la lumină, care este echipa de care ai nevoie, care sunt activele de care ai nevoie și după aceea să mergi cumva natural în de câți bani am nevoie pentru a deschide mâine afacerea pe care mi-o doresc. După ce ajungi în zona aceasta de investiție, mi-aș dori foarte mult să înțeleg cum vei acoperi acea nevoie. Pe lângă creditul Factory, ai nevoie de alte surse. Care sunt acestea? Și cum o să ajungi la ele în cazul în care suma de care ai nevoie este mai mare? Cred că mi-aș dori foarte mult să aflu în zona de ce am făcut până la acest moment, câteva cifre. Câți clienți am adus, ce zonă de venituri, ce marjă de profitabilitate, de exemplu, am înregistrat. Iar după această etapă, pentru că vorbim de finanțare și vorbim de un credit, noi vom avea probabil mai multe întrebări pentru tine în ce vrei tu să atingi prin deschiderea acestei afaceri, cam la ce venituri te gândești, care vor fi marjele profitabilitate pe care le aștepți. Iar la finalul drumului, care este profitul pe care tu după aceea o să-l iei acasă și o să-l folosești în zonele pe care tu vrei după aceea să ți le dezvolți.